Este foarte important să oprim în primul rând specula cu terenuri agricole. Este declarația președintelui Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. Membrii Comisiei vor să impună noi reguli mai restrictive pentru vânzarea terenurilor agricole. În acest sens a fost elaborat un proiect de modificare a legii în vigoare care ar putea intra în dezbaterea plenului Camerei în luna martie a acestui an. Modificările propuse de inițiatorii proiectului țintesc trei obiective principale. Limitarea vânzării de terenuri agricole, doar profesioniștilor în domeniu, eliminarea speculei și accesul mai facil al tinerilor la suprafețele agricole. O condiție pentru validarea tranzacțiilor cu terenuri agricole este calitatea profesională a potențialilor cumpărători, ca o garanție că utilizarea suprafețelor nu va fi schimbată. Astfel, persoanele fizice ar trebui să aibă studii în domeniul agricol, iar persoanele juridice să fi obținut venituri din agricultură în proporție de 75% din totalul cifrei de afaceri. Dreptul de preempțiune va putea fi exercitat de ceilalți proprietari și de rude de gradul întâi, dar și de arendași, cu respectarea unor condiții legate de reședință, ca și în cazul celorlalți cumpărători și de perioada în care au avut suprafețele în arendă. În viziunea inițiatorilor proiectului de lege, speculațiile în tranzacțiile cu terenuri ar putea fi eliminate prin nivelul impozitării. Dacă ai cumpărat terenul și vrei să-l vinzi într-un orizont de timp de 8 ani, diferența dintre valoarea de vânzare și cea de cumpărare va fi impozitată cu 80%, atât în cazul persoanelor fizice cât și juridice a precizat deputatul într-o emisiune a unui post de televiziune. O temă sensibilă în România, dar și la nivel european, este cumpărarea de terenuri de către străini și acapararea suprafețelor agricole, dar prețurile atractive și lipsa unor reglementări mai restrictive au atras ușor capitalul din afara țării în tranzacțiile interne.